Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, voi citi doar versetul 3. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătindu-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să le ocupați locurile. Doctorul Luca, cel care scrie cartea Faptele Apostolilor, ne spune ce a făcut Domnul Iisus Hristos și care i-au fost preocupările între înviere și înălțarea sa la cer. Ne spune doctorul Luca că li s-a arătat ucenicilor timp de 40 de zile. Și nu s-a întâmplat doar într-o zi, ci s-a întâmplat deseori. Pentru că scopul pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut prin arătările sale a fost să-i convingă pe ucenicii săi că El este viu. Și mulțumim lui Dumnezeu că a reușit. Ucenicii în cele din urmă au fost convinși că Iisus Hristos din Nazaret, cel pe care ei îl urmau, a înviat cu adevărat. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos a profitat de aceste ocazii când li s-a arătat ucenicilor și a vorbit cu ei lucruri privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Fără îndoială că Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ucenicii despre Împărăția sa și înainte de patima pe care a avut-o în Ierusalim, înainte de moartea lui și apoi de înviere. Dar de data aceasta, ucenicii aveau în fața lor pe Hristosul înviat. Și impactul învățăturilor pe care le-au primit de la El a fost mult mai mare. De data aceasta, cel care le vorbea despre Împărăție era Domnul Împărăției însăși. Cu alte cuvinte, ucenicii aveau în fața lor pe Regele Regilor. Și apoi, dacă citim Cartea Faptele Apostolilor și epistolele pe care le-au scris ei, înțelegem de plin ceea ce Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ei despre Împărăția sa. Aș vrea să ne uităm în Scriptură și să vedem că Scriptura folosește, Biblia folosește mai mulți termeni pentru a descrie Împărăția lui Dumnezeu. Ea folosește mai multe expresii, dar care vorbesc despre unul și același lucru. În textul pe care l-am citit, versetul acesta ni se spune Împărăția lui Dumnezeu. Și termenul acesta îl găsim atât în Evanghelia lui Marcu, cât și în a lui Luca. Evanghelistul Matei, spre deosebire de Luca și de Marcu, folosește sintagma sau expresia Împărăția Cerurilor. Sau Împărăția Tatălui. Într-un mod indirect, în scriere lui Ioan, ni se vorbește despre Împărăția Luminii. Pentru că Dumnezeu este Lumină. Și prin deducție putem spune că Împărăția Lui este Împărăția Luminii. Domnul Iisus Hristos, când a stat în fața lui Pilat și când a fost întrebat dacă este un împărat, i-a răspuns procuratorului roman, da, eu sunt un împărat, eu de aceea m-am născut, ca să fiu împărat. Dar împărăția mea nu e din lumea aceasta. Împărăția mea e de dincolo. Și Domnul Iisus Hristos prezintă Împărăția lui Dumnezeu în fața lui Pilat ca împărăția care vine de dincolo. Apostolul Pavel vorbește despre Împărăția Fiului Dragostei Lui. Dar încă o dată, toate aceste expresii, frați și surori, ne vorbesc despre unul și același lucru. Și în seara aceasta voi folosi mai mult expresia Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă ar fi să devenim Împărăția Lui Dumnezeu, pe de o parte ne-ar fi foarte greu. Pentru că trebuie să ținem cont de toate versetele, de toate pasajele care vorbesc despre împărăție. Și nu sunt puține. Și dacă ar fi să le sintetizăm, ne-ar fi foarte, foarte greu să dăm o definiție împărăției lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte, este și foarte simplu. Paradoxul acesta îl rezolvă Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, la capitolul 17. Și vreau să vă citesc
Este foarte important cuvântul acesta. Capitolul 17, versetul 20 și versetul 21. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Ei, Domnul Iisus Hristos sintetizează tot ceea ce se spune, tot ceea ce se poate spune despre împărăția sa în doar două versete. Și noi înțelegem din ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos că împărăția lui Dumnezeu este locul acela unde se face voia și unde se împlinesc planurile sale. Așa că împărăția lui Dumnezeu poate fi în lăuntrul tău și în lăuntrul meu. Împărăția lui Dumnezeu poate fi în casa ta. Împărăția lui Dumnezeu poate fi în locul acesta. Deci împărăția este acolo unde se face voia lui Dumnezeu. Și mă rog și doresc ca împărăția lui Dumnezeu să fie o realitate în viața noastră a fiecăruia. Și oamenii care se uită la noi să spună cu adevărat, aici este împărăția lui Dumnezeu. Mi-aș dori așa de mult ca atunci când oamenii privesc la biserica noastră, să spună cu adevărat, acolo sunt oamenii lui Dumnezeu, e împărăția lui Dumnezeu. Mi-ar place să fim cunoscuți așa și ar trebui toți să avem țelul acesta, dezideratul acesta, să ne purtăm în așa fel încât în noi să fie împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vorbește despre anumite aspecte ale împărăției lui Dumnezeu prin așa numitele pilde ale împărăției. Dar înainte ca să vedem ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Noul Testament despre împărăția lui Dumnezeu, aș vrea să vedem ce putem întâlni, care este imaginea împărăției lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și cel mai bine o vedem în Cartea Geneza, atunci când Dumnezeu a creat totul și toate erau foarte bune. Acolo se vede cel mai bine imaginea împărăției lui Dumnezeu în Eden. Acolo totul era pace. Acolo totul era bucurie. Acolo se înțelegea Adam cu Eva, Eva cu Adam, Dumnezeu cu omul și omul cu Dumnezeu. Animalele erau în jurul lui Adam și a Evei. Toată natura era creată pentru ei. Acolo cu adevărat era împărăția lui Dumnezeu. Acolo în răcoarea zilei Dumnezeu cobora și discuta cu Adam și cu Eva. Era locul părtășiei. Până într-o zi, când Adam a decis să nu-L mai asculte pe Dumnezeu și L-a ascultat pe diavolul și în urma neascultării a pătruns păcatul în lume, a pătruns moartea, a pătruns blestemul lui Dumnezeu și totul parcă s-a stricat. Dar imaginea împărăției lui Dumnezeu continuă, pentru că Dumnezeu nu abandonează niciodată planurile Lui. Pentru că dacă Dumnezeu ar face un plan și planul acela... Mulțumesc! Deci dacă Dumnezeu ar face un plan... Și planul acela n-ar izbuti niciodată. Dumnezeul nostru n-ar mai fi Dumnezeu. El n-ar mai fi atotputernic, El n-ar mai putea conduce în totalitate totul. Dar Dumnezeu este la control, binecuvântat să-i fie numele. Și reiterează imaginea împărăției lui Dumnezeu în legământul avramic. Avrame, vino să-ți dau o țară. Vreau să fac din tine un popor. Și în poporul acela vreau să fiu stăpân eu. Acolo vreau să domnesc eu. Dar parcă nu se realizează totul cu Avram. Și Dumnezeu reînnoiește legământul cu Isaac. Dumnezeu reînnoiește legământul cu Iacov. Și atunci când Iacov își binecuvintează copiii, le spune, voi să aveți grijă că va veni Shilo. Va veni acela care va avea toiagul de cârmuire în mână. El va aduce împărăția lui Dumnezeu din nou. El va restabili din nou împărăția. Îl vede Balaam ca steaua care răsare din Iacov. Îl văd, spunea Balaam, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. Va veni o vreme când steaua din Iacov va restabili din nou împărăția lui Dumnezeu. Dar anii trec și parcă nu se realizează nimic. Și în cartea psalmilor, oamenii lui Dumnezeu, cei care au scris psalmi în frunte cu David, vorbesc mereu despre împărăția lui Dumnezeu, despre Dumnezeul care este Domn și Stăpân peste lumea întreagă. Dar parcă nimic nu se realiza.
Isaia, capitolul 2, capitolul 11, capitolul 65, vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Vorbesc despre vremea când nu va mai fi război, când fiarele de război vor fi transformate în fiare de plug. Isaia vorbește despre vremea când pe muntele casei Domnului nu va fi nicio pagubă, nu se va face niciun rău, va fi doar binecuvântarea lui Dumnezeu. Isaia vorbește despre vremea când leul va paște cu boul, când copilul se va juca la gaura bortei năpârcii. Dar parcă nu se realiza nimic. Însă Dumnezeu lucra. Dumnezeu nu și-a abandonase încă planul și lucra. Cea mai frumoasă imagine și cea mai profundă, cea mai clară imagine a împărăției lui Dumnezeu ne este descrisă de profetul Daniel. Împăratul Nebucadnețar are un vis. A fost un împărat mare. Istoria spune că Babilonul a fost o civilizație înaintată. Acolo erau grădini suspendate, se făceau irigații, erau grădini frumoase, erau palate extraordinare, era cu adevărat civilizație în Babilon. Și omul acesta, care se credea mare, care se credea puternic și era, din punct de vedere al oamenilor, a avut un vis. În urma visului a rămas pur și simplu șocat. Nu știa ce să creadă. Și vine Daniel și tălmăcește acest vis. Dar acest vis avea conotații profetice. El vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vreau să veniți cu mine în cartea lui Daniel, capitolul 2, versetul 33. Tu, împărate, te uitai la el, la chipul acela pe care l-ai văzut în vis și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. O piatră s-a dezlipit fără ajutorul unei mâini, iar această piatră, ne spune versetul 44 și 45, era împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, frați și surori, înțelegem din ceea ce spune profetul Daniel, nu stă în oameni. Piatra s-a dezlipit fără ajutorul vreunei mâini. Împărăția lui Dumnezeu stă în puterea lui, binecuvântat să fie numele. Și chiar dacă noi astăzi privim în jur și parcă nu mai avem nicio nădejde, avem impresia că totul se dărâmă, avem impresia că biserica e în derivă, avem impresia că biserica sau împărăția lui Dumnezeu a pierdut războiul, nu este așa. Noi mergem din putere în putere pentru că la cârma bisericii, la cârma împărăției este Dumnezeu însăși, binecuvântat să-i fie numele. Versetul 44. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Împărățiile pământului se clatină. S-a ridicat imperiul babilonian, s-a ridicat imperiul asirian, s-a ridicat imperiul roman, s-a ridicat imperiul grec, s-au ridicat imperii peste imperii, mai recent, imperiile din Europa și așa mai departe, dar toate au trecut. A rămas însă biserica, a rămas însă împărăția lui Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Deci împărăția lui Dumnezeu nu poate fi nimicită niciodată și nimeni nu-i va putea sta împotrivă. Versetul 45, a doua parte, ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Vă aminteam mai înainte de împărățiile care au fost. Știți că chiar ibericii au fost un mare imperiu? Copiii care învață aici istoria acestei țări știu că Spania a fost un imperiu foarte mare. Se pare că doar Imperiul Britanic i-a depășit. Unde este Spania astăzi? O țărișoară mică. Dar am o întrebare. Unde este împărăția lui Dumnezeu sau biserica lui Hristos? A umplut pământul. Și va dănui în veci binecuvântat să fie numele Lui. Ei, frați și surori, vreau să mergem acum în Noul Testament și să vedem că Domnul Iisus Hristos întregește aceste imagini care le găsim în Vechiul Testament. Le îmbogățește, le dă valoare și prin pildele împărăției ne vorbește despre acele aspecte ale împărăției care în această seară vreau să le vedem și vrea să le luăm și la inimă. În Evanghelia după Matei, capitolul 13, Domnul Iisus Hristos rostește câteva pilde, așa numitele pilde ale împărăției. De ce se numesc așa? Pentru că ele vorbesc cu precădere despre împărăția lui Dumnezeu. Prima pildă, pilda semănătorului. Semănătorul a ieșit să seamene sămânța.
Și seamănă semănătorul, și seamănă semănătorul, și seamănă semănătorul. Și din pilda aceasta înțelegem că împărăția lui Dumnezeu este pentru toată lumea. Nimeni nu este exclus din această împărăție, dar, trist, nu toți vor intra în împărăție, deși au posibilitatea să intre în ea. De aceea noi suntem, frați și surori, mereu în luptă. Suntem în împărăția lui Dumnezeu, dar tot timpul planează riscul, dacă nu veghem, să ieșim de sub protecția împărăției lui Dumnezeu. Suntem în împărăție, dar încă n-am intrat în plenitudinea ei. De aceea trebuie să fim foarte vigilenți, pentru că diavolul ne ispitește și ne poate birui, ne poate îndepărta de împărăția lui Dumnezeu. Și așa ușor, ușor, ușor s-ar prea putea ca într-o zi să ne vedem foarte departe de împărăția lui Dumnezeu. 2. Pilda neghinei, care la fel ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Și cu siguranță că, începând de la fratele păstor, continuând cu lucrătorii și fiecare de aici, ne-am dorit ca biserica să fie ireproșabilă. Ne-am dorit ca nimeni să nu poată să ne arate cu degetul. Ne-am dorit ca toți membrii să fie plini de viață, plini de râvnă, plini de dorințe sfinte, dar nu se întâmplă așa. Pentru că în poporul Domnului se întâmplă să fie și neghină. Dar din nou încă un dar. Vine o zi a socotelilor, când neghina va fi strânsă și aruncată în foc. Iar copiii împărăției vor intra, sau grâul va fi strâns în grânare. De multe ori suntem tentați și avem râvnă să structurăm biserica, să facem reformă, să lovim în stânga și în dreapta. Nu întotdeauna lucrul acesta ne aparține nouă. Se prea poate ca în anumite cazuri Dumnezeu să-și rezerve dreptul să disciplineze și să hotărească în dreptul cuiva dacă e neghină sau grâu. Însă vine vremea când Dumnezeu va face o judecată dreaptă, binecuvântat să-i fie numele. A treia pildă care ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu este pilda grăuntelui de muștar și a aluatului. Aici, frați și surori, Domnul Iisus vorbește despre împărăția lui Dumnezeu care trebuie să crească în noi. Grăuntele de muștar, ne spune cuvântul, este o semânță mică. Dar dacă o pui în grădină, se face un copac. Un pumn de aluat poate dospi toată plămădeala. La fel, frați și surori, trebuie să fie și împărăția lui Dumnezeu. Ea nu este statică, a venit în tine și rămâne acolo. Ea trebuie să crească, ea trebuie să se dezvolte și azi trebuie să fii mai matur decât ieri și săptămâna viitoare mai matur decât săptămâna asta și anul acesta mai matur din punct de vedere spiritual ca și anul trecut. De aceea împărăția lui Dumnezeu are un trend ascendent, de la un copac mic la unul mare, de la o mână de aluat la toată plămădeala care poate fi dospită. Haideți să ne întrebăm în această seară, este cu adevărat împărăția lui Dumnezeu în mine în creștere? Iată o întrebare la care trebuie să răspundem. Suntem responsabili de viața noastră spirituală. E foarte ușor să arunci vina pe păstor, pe comitet. Nu m-au vizitat, n-au fost alături de mine, nu m-au sunat, nu mi-au dat mesaj. Dumnezeu va judeca lucrul acesta la timpul potrivit. Dumnezeu în fața, când te va chema la judecată și vei sta față în față cu El, nu te va întreba de Marcel și nici de soția mea și nici de copiii mei. Te va întreba de tine. De aceea, frați și surori, să privim mai responsabil viața noastră spirituală și nu să încercăm mereu să dăm vina pe altul, pentru că una dintre consecințele păcatului este fuga de responsabilitate. Atunci când omul este păcătos, când trăiește în păcat, primul lucru pe care îl face este să se ascunde de Dumnezeu și fuge de responsabilitate. Ce ai făcut, Eva? Ce ai făcut, Adame? Nu eu, Eva. Eva, ce ai făcut? Nu eu, șarpele. Vedeți cum responsabilitatea se aruncă mereu la celălalt. Haideți să veghem și în sensul acesta în viața noastră. Mergem mai departe. Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului. Ce ne vorbește oare Domnul Iisus Hristos prin pilda aceasta? Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Ia auziți ce e împărăția lui Dumnezeu, o comoară. Cine n-ar vrea să găsească o comoară?
Păi toți am vrea să găsim o comoară. Știți că sunt unii căutători de comori? Își dedică viața să caute un anumit tezaur care au auzit că ar putea fi ascuns undeva. Efectiv își irosesc viața într-o căutare care nu are niciun rezultat. Dar împărăția lui Dumnezeu, care este o comoară, poate fi găsită. Și atunci când o găsești, ce faci? Te duci și vinzi pofta firii pământești, vinzi gândurile necurate, vinzi viața aceasta păcătoasă, vinzi tot ce ai și pui mâna pe comoară. Doamne, ajută-ne! Împărăția cerului se mai seamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Toate celelalte mărgăritare față de mărgăritarul împărăției nu valorează nimic. Și un negustor înțelept vinde toate celelalte mărgăritare și cumpără adevăratul mărgăritar. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta și pe noi. Pilda năvodului. Împărăția cerurilor se aseamnă cu un năvod și oamenii din cei care l-ascultau pe Iisus înțelegeau foarte bine pilda aceasta. Pentru că ucenicii erau pescari și știau ce înseamnă un năvod și știau cum să aruncă năvodul, știau unde trebuia aruncat năvodul și știau că năvodul atunci când îl arunci prinde în el tot felul de lucruri. Dumnezeu prin pilda aceasta, frați și surori, a împărăției ne vorbește despre diversitatea care există în împărăție. Aici sunt oameni tineri, sunt copii, în împărăția lui Dumnezeu sunt oameni în vârstă, sunt oameni învățați, mai puțin învățați, sunt români, iată sunt spanioli, sunt germani, sunt europeni, sunt asiatici, africani. O mulțime care nu poate fi numărată, spune cartea Apocalipsa, din toate națiunile pământului. Și aici, din nou, suntem ispitiți să judecăm. Pentru că noi credem că Domnul Iisus Hristos sau Dumnezeu e român. Și vrem să-L încadrăm pe Dumnezeu în tiparele noastre. Nu se poate. Pentru că în lumea asta există mult mai multă diversitate decât noi ne putem închipui. Cultura nu s-a născut numai în România. Și atunci când a venit aici în Spania, ne-am lovit de cultura spaniolă, de cultura iberică. Și atunci când am ieșit în Franța, ne-am izbit de cultura franceză și așa mai departe. Ei, frați și surori, pentru mine a fost un șoc când am fost în Maroc. Frate Nelu, este acolo o altă cultură? O altă lume, auzi! Pe oamenii aceia nu poți să-i pui în corul mixt. Pe oamenii aceia nu poți să-i pui atât de matematic cum îi pui pe germani. Pe oamenii aceia trebuie să-i tratezi așa cum îi tratează Dumnezeu. Ei, în împărăția lui Dumnezeu există diversitate. Dumnezeu nu s-a născut și nu trăiește doar în Arad, nu este doar din Bistrița sau din Oltenia sau din Moldova. Dumnezeul nostru este Dumnezeul Universului întreg, binecuvântat să fie numele. Și în împărăția lui, năvodul împărăției, prinde oameni de toate culturile, de toate rasele, binecuvântat să-i fie numele. Și mă bucur că ne-a prins și pe noi. N-am avut noi merite, dar bunătatea lui, harul lui, îndurarea lui, lăudat să-i fie numele. Dar, frați și surori, acum că noi suntem în împărăția lui Dumnezeu, ce ziceți? Are Domnul Iisus Hristos așteptări de la noi? Are multe. Noi avem impresia că mântuirea e un lucru, un dat. Ce înseamnă un dat? Eu am luat la Nelu microfonul ăsta și l-am dat. Asta înseamnă, în termeni teologici, un dat. Eu l-am dat lui. Eu îl ia și îl pune pe orgă. Dar eu dacă îl am dat, nu îl dau să-l pună pe orgă. Eu îl dau ca să cânte cu el, ca să-și dezvolte talentul. Așa e și mântuirea, frați și surori. Domnul Iisus Hristos nu și-a dat viața pentru noi, nu ne-a mântuit ca noi să stăm așa ca niște, nu știu cum să spun aici în biserică, ci ne-a mântuit să avem viață. Și să avem viață din belșug, binecuvântat să-i fie numele. Dar mare atenție, există două extreme periculoase și întotdeauna extremele, ce se întâmplă cu ele? Ajung în eroare. Întotdeauna extrema ajunge undeva în eroare. Și nu e bine să fim oamenii extremelor, ci e bine să fim oamenii de centru.
Domnul Iisus Hristos scrie câteva scrisori în cartea Apocalipsa pentru câteva biserici. Și scrie o scrisoare bisericii din Laodiceea, o biserică letargică, o biserică unde nu era viață, o biserică unde toată lumea își vedea de treaba lui, nu-l interesa de împărăție, o biserică în care fiecare își vedea de afacerile lui, nu-i păsa de biserică, o biserică pe care Domnul Iisus Hristos o amenință și spune: dacă nu te pocăiești, am să te vărs din gura mea. Nu mi-aș dori să fim într-o astfel de biserică. Sau, altfel spus, nu mi-aș dori să fim într-o astfel de categorie de creștini. Pentru că biserica aceea simbolizează o anumită categorie de oameni din biserică. Oamenii letargici, fără viață spirituală. Oamenii aceia care nu cântă, oamenii aceia care nu se roagă, oamenii care întotdeauna arată spre altul și cu degetul, dar ei nu fac nimic. Dar mai există un pericol, mai există o extremă. Extrema bisericii din Efes. Efes, îmi place activismul tău. Îmi place că tu ai cor, îmi place că tu ai fanfară, îmi place că tu ai cântăreți mari și de renume. Efes, îmi place, ești bine organizată, la tine se începe la fix, se termină la fix, ai oameni pregătiți. Efes, ești grozavă din punctul ăsta de vedere, ai mult activism, dar am ceva împotriva ta. Tu faci lucrurile astea ca un ritual. Tu faci lucrurile acestea ca o formă. Eu vreau ca tu să faci lucrurile astea din dragoste. Eu vreau ca tu să te întorci la dragostea din tâi. Eu vreau ca tu să vezi cum ai fost atunci și să fii și acum. Oare nu suntem câteodată și noi în extrema aceasta? Oare nu suntem și noi ispitiți să credem că ca mine nu predică nimeni? Oho, ca mine nu organizează nimeni. Oho, ca mine nu cântă nimeni. E bine să fim pregătiți. E bine să tindem tot mai mult, să fim niște muzicieni desăvârșiți, să nu ne fie rușine atunci când apărăm pe internet. E bine să ne pregătim la predică, ca să nu ne borborosim și să facem ghiveci din predică și cine ne aude să zică mai bine tăcea. Nu, e bine să tindem în sus. Dar toate acestea, în dragostea față de Hristos. Doamne, ajută-ne! Primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl dorește, îl vrea efectiv de la noi, este să facem din împărăția Lui ținta vieții noastre. V-am vorbit despre pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului. Ei bine, frați și surori, noi suntem asemănați cu negustorul acela care trebuie să facem din împărăția lui Dumnezeu centrul vieții noastre. Trebuie să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu e aici. Trebuie să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu e și acasă. Trebuie să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu trebuie să o ducem și la serviciu împreună cu noi. Trebuie să înțelegem că în fiecare zi trebuie să avem ținta aceasta. Azi, în viața mea, în inima mea, în mintea mea, în gesturile mele, în caracterul meu, trebuie să se facă și să se împlinească voia Lui. Asta înseamnă împărăția Lui în viața mea. Dar de multe ori falimentăm și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. De multe ori vorbim lucruri care n-ar trebui să le vorbim. De multe ori nu suntem vegheadori și punem urechea să ascultăm lucruri care n-ar trebui să le asculte un copil al lui Dumnezeu care este în împărăția lui Dumnezeu. De multe ori gesturile noastre, expresia feței, nu arată dragoste, ci mai degrabă ură, mai răzbunare, ranchiună. Și toate astea, frați și surori, ne pătează inima, ne pătează sufletul și ne simțim așa de slabi, ne simțim nevrednici de împărăția lui Dumnezeu. Știți că în sport există o lege? Evaluările antrenorilor nu întotdeauna se fac după performanțe. Sigur că acum sportul a devenit business și totul e bani. Totul trebuie să fie în bani. Dar înainte, când sportul se făcea de plăcere, evaluările unui antrenor vis-a-vis de elevul lui sau de cel pe care l-a antrenat se făceau în funcție de cât ai încercat, cât ai vrut, cât de mult te-ai străduit, cât de mult ai fost serios cu munca, cât de mult ai încercat să faci performanță. Eu cred că în termenul acesta de multe ori se uită și Dumnezeu la noi. Se poate ca diavolul să ne amăgească, să ne fure efectiv atenția, să ne facă nevegheatori, să prindă momentul acela în care nu suntem pe fază, cum se spune, și să ne ispitească. Dar Dumnezeu se uită
nu numai la faptul acela când am falimentat. Dumnezeu se luptă, se uită să vadă cât de mult ne-am străduit noi în fiecare zi, ca în viața noastră să se facă voia Lui, adică să fie împărăția Lui Dumnezeu. Cred că lucrul acesta ar trebui să îl avem în fiecare zi scris, undeva în casă. Atunci când mergem la bucătărie să ne luăm cafeaua sau apa dimineața, să vedem acolo scris, azi în viața mea trebuie să se facă voia Lui Dumnezeu. Acolo în camionul nostru, undeva pe o hârtiuță, scris dimineața când te ridici și te pui la volan, să dai cu ochii de ea, azi în viața mea să se facă voia Lui Dumnezeu. Frați și surori, viața spirituală înseamnă și o viață didactică, să-mi pretind mie însumi, să mă silesc, să rog pe Dumnezeu lângă strădania pe care o am, să pune El harul Lui. Dar de foarte multe ori nu ne mai silim, de foarte multe ori nu ne mai străduim. Și asta îl doare pe Dumnezeu, îl supără și inima lui Dumnezeu plânge când vede că noi tratăm împărăția Lui cu multă indiferență. Când la casa lui Dumnezeu se adună frații și eu sunt la magazin, la cumpărături. Când la casa lui Dumnezeu se adună frații la rugăciune și eu stau acasă cu telefonul în mână și mă uit pe internet. Când frații se adună la părtășie, când frații se adună ca să facă ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, eu sunt departe. Asta întristează inima lui Dumnezeu și asta ține de pedagogia mea însă. Trebuie să mă disciplinez, să fiu acolo unde Dumnezeu m-a chemat să fiu. Doi, Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos vrea ca noi să trăim potrivit cu natura împărăției în care am intrat. Apostolul Pavel scrie romanilor și vreau să citesc lucrul acesta, pentru că e important. Romani, capitolul 14, versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu nu e creată ca noi să ne gâdălim firea în ea. Nu. Împărăția lui Dumnezeu e pentru sufletul nostru care are forma lui Dumnezeu, spunea Sfântul Augustin. Dar unii privesc împărăția lui Dumnezeu în următorii termeni. Îți primi la biserică când se face masă de dragoste. Îți primi la biserică, dar nu-i cazul aici, dar așa era după 89, când veneau ajutoarele din străinătate. Asta era împărăția lui Dumnezeu pentru ei. Erau primi la biserică atunci când se împărțeau banii pentru săraci. Ori împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură, ci e neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Trăim noi în împărăția lui Dumnezeu în felul acesta? În fiecare zi în neprihănire, în fiecare zi în pace, în fiecare zi bucuria Duhului Sfânt să vină în viața noastră. Doamne, unde suntem noi față de acest verset? Împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă să mănânci, să mănânci, să mănânci, să mănânci. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să ai o viață regulată de post și rugăciune. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să te rogi mereu, să studiezi cuvântul lui Dumnezeu, să te bucuri în neprihănire, să te bucuri de prezența reală și autentică a Duhului Sfânt în viața ta. Pentru că Duhul Sfânt, frați și surori, nu înseamnă o vorbire în alte limbi de două, trei cuvinte într-o seară. Duhul Sfânt e mult mai mult. Duhul Sfânt e a treia persoană din Duhul Sfânt, din divinitate și nu se mulțumește cu firimiturile pe care noi vrem să îi le dăm. Duhul Sfânt vrea, spunea Domnul Iisus Hristos, când va veni Duhul adevărului El, vă va învăța. Ce m-a învățat pe mine Duhul Sfânt săptămâna asta? Când va veni Duhul Sfânt, El vă va călăuzi în tot adevărul. În ce m-a călăuzit Duhul Sfânt săptămâna asta? Când va veni Duhul Sfânt în viața voastră și veți fi botezați cu Duhul Sfânt, veți fi martori. Ierusalim, Iudeea, Samaria. Dar El va veni în viața voastră cu roadele Lui. Unde e roada Duhului Sfânt din viața noastră? Unde sunt darurile Duhului Sfânt din viața noastră? Că și asta înseamnă botez cu Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt prezent în viața credinciosului. Frați și surori, e timpul să le trezim.
Nu mai e timp de pierdut. Pentru că trăim ultima sută de metri a acestei lumi. Și trebuie, frați și surori, să ne pregătim pentru ziua întâlnirii cu El, binecuvântat să-i fie numele. Dumnezeu ne vorbește prin pandemia aceasta mai mult ca oricând. Și ceea ce ne spune Dumnezeu este că viața e nesigură. Nu e un singur caz, nici aici și nu în România. Peste tot se întâmplă. Ești diagnosticat, intri în spital, dar nu știi dacă mai ești. Se prea poate să nu-i mai vezi pe atâi niciodată. Să nu mai fie timp de pocăință, să nu mai fie timp de mărturisiri, să nu mai fie timp să-l cauți pe fratele, pe sora, să te împaci cu el, că te închide ăștia în spital. Nu mai ai timp de așa ceva. E bine să pleci pregătit, e bine să fii gata, e bine să spui împreună cu Duhul Sfânt ce spune biserica împreună cu Duhul Sfânt. Vino, Doamne Iisuse, asta spune. Frați și surori, încă un singur punct și vreau să închei. Domnul Iisus Hristos vrea ca noi să lucrăm la lărgirea și la lățirea împărăției sale. Mergeți și faceți ucenici. Am o întrebare. De ce credeți că am ajuns noi în Spania? Eu cred că am ajuns în Spania în primul rând ca să fac pe cineva ucenic al lui Hristos. Și apoi dacă Domnul dă o mașină, o casă, bani și așa mai departe, un trai decent, că bani nu mai este. Dar mă rog, un trai decent, slăviți să fie El. Mergeți și duceți Evanghelia până la marginile pământului. Eu cred că e de datoria noastră. În primul rând a conducerii și apoi a tuturor de aici. Să avem un plan de evangelizare. Avem noi așa ceva ca biserică? Ormenirea bisericii este unu, să-L glorifice și să-L slăvească pe Dumnezeu, de aceea e biserica, și doi, să ducă împărăția și vestea Evangheliei până la marginile pământului. Asta e menirea sau mandatul bisericii. Nu-i târziu să pornim de acum la drum. Nu-i târziu de acum să vestim Evanghelia. Nu-i târziu, frați și surori, de acum să mergem în lucrarea lui Dumnezeu. Și să nu ne mai risipim banii pe nimicuri. Să nu ne mai risipim banii pe lucruri din astea materiale, ci să investim în împărăția lui Dumnezeu. Am fost plăcut impresionat. Eu n-am fost până acum vinerea seara la Baniole, la biserică, pentru că n-am putut. Așa e slujba noastră la Casina. Dar vineri seara am fost acasă și am mers la biserică. Și fratele Gigi m-a luat, că am avut și eu dorința, zic, vreau să văd toate camerele ce au pe aici, ce mai au spaniolii pe aici? M-a dus el pe acolo și în final m-a dus într-o cameră, zice, aici nu intrăm, numai ne privim din ușă. Era ușa deschisă. Aici e radio. Radio? Da, da, funcționează și acum. Aici 24 din 24 la radio din biserica din Banioles se cântă, se predică și aici în zona de Banioles oamenii aud Evanghelia. Nu suntem mai săraci ca ei. Dar ne trebuie viziune. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Frați și surori, ar fi foarte multe de spus despre împărăția lui Dumnezeu. Dar o luăm ca temă de casă acasă. Și fiecare mai căutăm că mai sunt încă multe versete și pasaje care ne vorbesc despre împărăție, ca să nu vă mai spun că în împărăție se intră prin multe necazuri, se intră doar prin pocăință și prin naștere din nou și așa mai departe, toate acestea. Ar fi bine dacă le-am studiat acasă și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Pentru tot ce Dumnezeu ne-a dat în seara aceasta, suntem datori să-i mulțumim. Vă rog să vă ridicați în picioare și împreună să ne rugăm Domnului.